A trecut ceva timp de la lansarea seriei 10 Pascal de la Nvidia și de la implementarea acestei serii pe device-uri mobile, în speță laptopuri. Chiar și așa, foarte mulți utilizatori și gameri se întreabă: oare merită să-mi achiziționez un laptop de gaming sau mai bine zis un laptop cu placă video ce face parte din această serie? Ei bine, în cazul în care ești pasionat de LAN party-uri și nu vrei să te cari după tine cu sistemul desktop, monitorul și restul perifericelor, atunci cu siguranță un laptop cu o configurație bună și cu o placă video din seria menționată mai devreme ar fi cel mai bun companion. Modelul pe care îl puteți vedea acum ar putea să fie un astfel de companion dacă considerați că hardware-ul de la interior v-ar satisface nevoile în ceea ce înseamnă jocuri video pe PC. Salut! Eu sunt Madalin, iar acest video review este dedicat laptopului de gaming MSI GE62-7RE Apache Pro. Poate vă aduceți aminte că în urmă cu ceva timp am mai realizat un review al acestei serii Apache Pro de la MSI. Configurația era alta, cu un procesor i7 Skylake, mai puțină cantitate de memorie RAM și un GTX 1060 varianta cu 3 GB memorie video dedicată. Am ținut să menționez acest lucru deoarece, în afară de configurație, designul și materialele folosite în construcția acestui model sunt identice, acestea din urmă fiind plastic și aluminiu. Părțile din aluminiu fiind dispuse pe partea exterioară a display-ului sau mai bine zis pe capac sau lid, cum mai este cunoscut el, și la interior în zona tastaturii. Și pentru că vorbim de această zonă, nu putem să nu remarcăm calitatea tastaturii, ce este produsă sub brandul SteelSeries și dispune de taste macro, butoane programabile și, nu în ultimul rând, iluminare RGB. Construcția și calitatea tastelor este una de excepție, fiecare tastă în parte având un timp de răspuns excelent și asta grație cursei foarte mici. Efectele iluminării, culorile acesteia, dar și programarea butoanelor se pot face prin intermediul softului SteelSeries Engine 3 sau a softului proprietar MSI Dragon Center. Pentru foarte mulți utilizatori, acesta din urmă poate necesita o diplomă în utilizare, chiar și pentru mine, fiind extrem de întortocheat și cu foarte multe taburi și caracteristici inutile, dar vă recomand să nu-l dezinstalați și să-l țineți aproape, chiar veți avea nevoie de el. De ce? Pentru pasionații de cai putere și overclock, prin intermediul său, puteți da un pic de boost componentelor de la interior, puteți controla ventilatoarele sistemului de răcire sau pur și simplu puteți alege unul din profilurile dedicate display-ului, ca la un monitor normal de gaming. Touchpad-ul dispus în partea inferioară a laptopului este unul extrem de responsiv și oferă suport pentru gesturi multi-atingere. Acesta poate fi dezactivat prin combinația de taste FN-F3, nederanjând utilizatorul în sesiunile lungi de gaming. MSI au avut grijă și de gamerii care ating din greșeală tasta Windows, ieșind din joc atunci când nu trebuie. Aceasta nu este situată în partea stângă a tastaturii, așa cum ne-am obișnuit, ci în partea dreaptă. Pentru cei ce nu prea se uită la taste atunci când redactează un text, ar putea să fie un real inconvenient. De nenumărate ori, m-am aflat în situația în care apăsam de 2, 3, chiar 4 ori și nu înțelegeam de ce nu mi-apare meniul Start din Windows. Ciudat! Pe de altă parte, în BIOS există o opțiune prin care puteți face switch între FN și tasta Windows. Iar acum haideți să aruncăm o privire și peste configurația hardware a device-ului nostru MSI Gaming GE627RE Apache Pro. Avem un display de 15,6 inch cu o rezoluție nativă tip Full HD, adică 1920x1080 pixeli. Procesorul i7-7700HQ cu 4 nuclee și 8 fire de execuție, a cărui frecvență este de 2,8 GHz, iar prin intermediul funcției Turbo poate ajunge până la 3,8 GHz. 16 GB memorie RAM tip DDR4 ce rulează la 2133 MHz, cantitatea maximă suportată de GE627RE de la MSI fiind de 32 de GB. Și bineînțeles, nu putea lipsi vedeta acestei configurații, placa video. Aceasta este pusă la dispoziție de Nvidia, are 4 GB memorie video dedicată și este un GTX 1050 Ti. Partea de sonorizare pe acest model este compusă dintr-un sistem de difuzoare pusă la dispoziție de recunoscutul producător Dynaudio. Așadar, avem două difuzoare a câte 2W fiecare, plasate în partea din fața laptopului și un subwoofer de 3W plasat undeva în zona răcirii laptopului nostru. Calitatea sunetului este foarte bună, clară și fără distorsiuni atunci când volumul este dat la maxim.
În privința porturilor disponibile pe modelul G627RE de la MSI, avem dispuse pe partea stângă portul Gigabit cu suport Killer E2400 pentru conexiune la internet prin cablu, două USB 3.0, un USB 3.1 Type-C generația a doua, un mini display port, un port HDMI și cele două porturi pentru căști și microfon. Pe partea opusă se află cititorul de carduri, un port USB 2.0 și unitatea optică de tip DVD writer. Spațiul de stocare este asigurat de două unități, un SSD de 256 de giga, spațiu mai mult decât suficient pentru a instala sistemul de operare și softurile pe care le folosiți în mod frecvent, și un hard disk de 1 tera cu numai 5400 rotații pe minut, pe care vă puteți depozita, cu ghilimelele de rigoare, pozele, muzica și jocurile preferate. Înainte de a încheia prezentarea hardware-ului, ar mai trebui să menționăm că pe partea de conectivitate, modelul ce se derulează în fața voastră dispune de placă de rețea wireless în standard AC și modul Bluetooth 4.0, iar pentru cei ce țin legătura cu prietenii sau persoanele dragi prin intermediul Skype sau al site-urilor de socializare, în partea superioară a display-ului se regăsește camera HD și microfonul. Acestea au fost specificațiile tehnice și câteva cuvinte legate de design. Haideți să-l punem la treabă. Iată rezultatele testelor ce au rulat pe MSI G627RE Apache Pro. Concluzii. Despre design și configurație nu prea ai ce să comentezi. Ce e al lor, e al lor. Modelul în cauză arată foarte bine și se mișcă surprinzător de bine, atât în jocuri, indiferent de ce titlu vorbim, dar și în testele sintetice. Pe mine personal m-au neliniștit un pic temperaturile extrem de ridicate atunci când te apuci să stresezi componentele de la interior. Am zis la interior.
pentru că atât în zona tastaturii, dar și în zona inferioară, cea pe care urmează să o simțiți atunci când puneți laptopul pe picioare, temperaturile sunt mai mult decât ok. Pe de altă parte, nu cunosc utilizatori care să achiziționeze orice laptop și să stea cu Prime 95 și FullMark pornită 24/24. În jocuri, temperaturile sunt altele, iar ca posesor de laptopuri de gaming aș putea să spun că sunt mai mult decât ok. Singurul minus pe care îl aș da modelului de astăzi este autonomia bateriei. Întrebuințat moderat, aceasta, autonomia adică, nu vrea sub nicio formă să depășească 2 ore. Teoretic, dar și practic, ar trebui să vă țină atunci când vizionați un film. În cazul în care vreți să vă jucați, singura sursă de alimentare a laptopului fiind bateria, ei bine, nu vă recomand acest lucru. Aceasta a fost videoprezentarea laptopului de gaming MSI G627R Apache Pro, model ce poate fi achiziționat din site-ul PC Garage, accesând linkul din descrierea acestui clip.